Hai salut fraților și bine ați venit la un nou video tutorial. Eu sunt Geno. Astăzi facem un video prin care o să ne dăm seama puțin cam cum funcționează armurile, care sunt armurile mai bune, mai puțin bune. Uh, pentru că nu toate armurile de un level înalt sunt neaparat și, și foarte bune. Am făcut un video tutorial despre glanțe, unde v-am dat puțin câteva explicații despre cele mai bune glanțe. Puteți să-l găsiți pe canal. Astăzi o să vedem puțin armurile. Înainte de toate, noi o să trecem aici uh, prin toate armurile disponibile în joc și eu o să vă vorbesc despre fiecare armură în parte, după care o să mergem și o să vedem și armor rigurile, la fel o să vorbim despre ele. Înainte de toate, Haideți să vedem ce informații poți să ai tu despre un armură. În momentul în care ai găsit un armor sau îl cumperi, ce trebuie să știi despre el. Înainte de toate, care este maximul de puncte în cazul acesta? Pentru că n-a fost niciodată reparată, este 50 pentru această armură. Care este. Uh, Starea armurii, ca să zic așa. Vedeți aici este la 12 din 15. Deci, dacă vrei să cumperi armura aceasta, uh, practic tu trebuie să, să o repari. Uh, puteți vedea și aici Armor Points este la 12 puncte, ceea ce nu este foarte OK. Adică, cu siguranță, dacă vrei să intri în RAI, trebuie să, să o repari, Ca să poți să o repar, trebuie să plătești bani. Uh, după aceea, putem să vedem aici zona care este acoperită de această armură. Deci avem, de exemplu, această armură care uh, ne acopere toraxul. Vedem, de exemplu, luăm această armură, nu ne este prezentat în același loc, vedeți, nu avem aici armor areas, dar îl avem aici pentru că lista este mai bună, deoarece avem și torax și stomac. În acest caz, ceea ce înseamnă că dacă cineva trage în noi și trage la stomac, cu această armură o să tancheze unele glanțe până când o să își total. În schimb, această armură, dacă trage la stomac, o să tragă direct în noi și o să murim mult, mult mai repede, deoarece stomacul nu este acoperit. După aceea, vedem... Armor Clasul. Armor Class-ul pentru armurile din Escape from Tarkov începe de la level 1 și ajunge până la level 6. Deci aici avem o armă, o, o armură de cel mai înalt nivel. Putem să vedem și materialul din care este fabricată această armură și putem să vedem minusurile pe care le avem purtând această armură. Vedeți, Change Movement Speed, minus 8%, avem Change Turning Speed, minus 2%, Ergonomics, minus 1%. Uh, sunt niște valori foarte, foarte bune și de aceea acest armor este un armor foarte, foarte bun, nu doar pentru faptul că uh, este un armor clasă 6. Minusul acestei armori este că ne, nu ne acoperă stomacul, dar uh, fiind o armor clasă 6 și ceea ce ne ia ca să zic așa valorile astea sunt foarte foarte mici este o armură foarte foarte bună în plus o chestie foarte importantă despre care o să vorbesc cam vă vorbesc la cam toate armurile este felul în care se repare armura pentru că este un lucru foarte important în, în jocul acesta mai ales că repararea armurilor vorbim de armuri de o clasă înaltă 5 sau 6 costă destul de mult, este foarte important cât de bine se repară nu doar pentru banii pe care îi cheltuiesc dar și pentru folosirea lor adică de câte ori putem să o folosim pentru că această armură, de exemplu intră într-un raid am câteva fighturi cu player și ies cu armura cu foarte puține puncte, de exemplu, în acest caz 12, din 15, dacă eu aș cumpăra această armură și aș repara-o, probabil mi-ar repara-o la 48, ceea ce ar însemna că mai pot să mai intru într-un raid și dacă extrag la fel, pot să o repar din nou. Adică cred că pot să fac undeva la 7-8 raiduri și să o tot repar și să-mi fie totuși o armură uh, mai mult decât uh, decentă. Deci este o armură foarte, foarte bună, dar bineînțeles, fiind o armură de clasă 6, șa este destul de scumpă. Aici avem Kila, supranumită Kila uh, 6B13, armura. Este supranumită Kila, și pentru că scrie chila deasupra pe ea, dar pentru că este armura care este, uh, o are bossul de pe interchange care se numește Kila. Este o armură foarte, foarte bună. Eu, personal, cred că este armura pe care o folosesc cel mai mult, pentru că este o armură clas 5, deci o clasă foarte bună. La fel, ceea ce îți taie ca change movement speed, turning speed și ergonomics sunt niște valori mai mult decât decente. Această armură ne cooperă și toraxul și stomacul, deci este foarte, foarte bună și la fel, se repară foarte bine armura. Poți să o repar de foarte multe ori, adică poți să faci multe raiduri în care să ai fight-uri și dacă reușești să supraviețuiești, să ieși, să-ți repare armura și să o folosești uh, din nou. Și nu costă nici extrem de mult uh, reparația deci este o armură foarte, foarte, foarte bună. Mergem mai departe, avem aici o armură Clas 4 Această armură Din punctul meu de vedere fiind uh, O armură chiar dacă acoperă Torac și stomac Și stomac și este o armură de clas 4 Nu își merită absolut deloc banii Deoarece o iei full dacă intri într-un ride uh, se, se, Punctele scad foarte repede Adică nu, nu este durabilă, nu tanchează foarte mult Și în plus În momentul în care să zicem că ai reușit să extragi, ai scăpat cu viață, dar ai avut un fight și armura ta este distrusă, practic poți să o arunci chiar dacă ai are full punctele uh, inițiale, adică 47 în cazul la armura asta este maximul, tu intri 47 din 47, ieși poate 40 cu nu știu, 15 din 47, dacă tu vrei să o repari, nu cred că primești mai mult de 32-33, cam valoare maximă, adică ca armor point, uh, points maxim. Adică nu mai pot să mai faci încă un raid cu, cu acea, această armură. Eu o folosesc doar în momentul în care, nu știu, intru ca scav player, nu am niciun fel de armură, o, omor un scav, are armura asta, atunci da, o pun pe mine, dar în rest nu, nu o folosesc deloc. Exact aceeași idee și pentru armura asta, vorbim exact de același lucru ca și aceasta și între ele. Uh, am în două armor clas 4, am în două la fel de, de proaste, <laughs> nu, sunt folo nu, nu, poți să le folosești. 6B2, eu armor clas 2, nu, nu prea ce să zici de ea, adică e o armor pe care poți să folosești în primele 2-3 zile de wipe, când se wipează toate conturile, pentru că în primele 2-3 zile de regulă jucătorii sunt uh, cu pistoale, cu gloanțe foarte, foarte slabe și atunci poți să încasezi una, două gloanțe în piept sau în stomac uh, și, și nu mor, dar cam atât, nu are alte întrebări în țări. Aici avem iarăși două armuri. 6B23 sunt pe stilul 6B13 astea două adică doar dacă chiar nu ai nimic, le iei și le pui pe tine dar nu merită să le cumperi de pe flea market pentru că nu te ajută cu cu absolut nimic uh, 6B43 o armură clase 6 care acoperă absolut tot left arm, right arm, torac și stomac la cum sună uh, ar fi bună dar, vedeți, uh, change movement speed 42%, uh, turning speed minus 21%, ergonomics minus 27%, plus că cântăreste 20 de kg, ceea ce înseamnă că dacă tu ai pus armura asta pe tine, mai iei și o armă, un backpack și așa mai departe. Practic nu poți să mai iei nimic cu tine pentru că o să fii overweight tot timpul. Nu este o armură pe care o folosesc chiar dacă tanchează destul de bine dar ea îți ia, practic mult prea multe caracteristici nu, nu e ok de, de folosit. Eventual dacă chiar vrei să zei o cască cu vizieră și să fii super ca un tank, să te arunci undeva în factory, doar ca să încerci să distrugi lumea poți să o folosești, dar în rest nu prea poate fi folosită. Gizel, o armură foarte bună armură clasă 5 nu-ți ia foarte mult foarte, foarte bun, acoperă și torac și stomacul singurul minus al acestei armuri și de aia prețul ei nu este foarte mare, este faptul că se repară foarte, foarte prost adică cu această armură poți să faci două, maxim trei raidori, să zicem, dacă ești norocos vorbim bineînțeles ca în fiecare raid să ai și să Adica iei damage. Adică când o valoare e 65, maxim tu o cumperi nouă, să zicem, la 65, s uh, ți dus-o cineva la 5 pe primul raid, când ai reparat-o deja ți se duce în 56-57. O mai repar încă o dată, scade sub 50, mai merge în cătura aia, după care poți să o arunci pentru că nu, nu mai poate fi folosită. Deci foarte, foarte bună ca armură, ia puține chestii, uh, foarte ușoară. Clas 5 acoperă și torac și, și stomac, dar din păcate nu se, nu se repară. Chirasa, la fel ca uh, 6B2, doar că 6B2 e o armură Clase 2, aici vorbim de o armură 3. Uh, la fel chirasa, doar dacă chiar nu ai nimic pe tine, o iei și o pui, dar nu tanchează mai mult de 2-3 glanțe. Foarte, foarte proaste, adică cu un glonț foarte bun te distruge oricine, în piept sau în torax. Ok... Corond, armă clas 5. Uh, nu știu ce să spun, se vorbește că ar fi o armură decentă, dar eu sincer nu am găsit-o foarte decentă. Adică pierde foarte repede punctele, armor points, în momentul în care fightez cu cineva și trage mine. Mi-o duce la zero în câteva glanțe, deci nu mi se pare o armură foarte bună, plus de asta nu se repară foarte bine. Deci, nu știu dacă este foarte bună. Poți să o folosești, acoperă torac și stomac, prestațiile sunt destul de decente. Uh, pentru 120.000 de ruble, dacă o ai deblocat la mecanic, dacă nu greșesc, o vinde. Nu mecanic nu mai știu oricum, este unul din vendori care la level 4 o vinde cu 120.000 de ruble, pentru 120.000 de ruble bă, poți să folosești, adică totuși o armor clas 5 care îți acoperă și torac și stomac, și stomac, e ok, odată o poți repara, adică dacă intri într-un raid și se distruge, poți să ieși să o repar să mai faci încă un raid, dar nu, nu este dintre cele mai bune. Defender, o armură din punctul meu de vedere foarte bună. Armură clas 5, acoperă torac și stomac. La fel aici prestațiile sunt decente, ca să zicem așa, chestiile pe care ți le ia. Mă refer în momentul în care spun prestații la fiecare armură. Un pic cam greoaie, dar o armură decentă. Redot asemănătoare cu Defenderul dar spre să zicem, lucrul care este puțin diferit este faptul că defenderul se repară într-un mod decent, în schimb, redutul se, se repară mult mai rău, deci nu e foarte ok. Samurai <laughs> este cam același lucru cu ce vă spuneam de 6B43 o armură clas 5, aici avem o armură clas 6, aici avem o armură clas 5, dar îți ia mult prea multe prestații, la fel îți acoperă ca și aceasta cam tot corpul, îți ia mult prea multe prestații, este mult prea grea, o armură pe care nu o folosesc. Trooper, o armură decentă, cam cea mai decentă armură pe care poți să o iei la clas 4, nu ți acoperă decât toraxul, nu ai stomacul acoperit, nu ți aproape nimic, deci foarte, foarte ok, folosiți-o cu încredere, e armură mai mult decât decentă. Genurile, toate cele 3 gen 4, așa că un joc de cuvinte, adică avem 3 armuri, toate Gen 4, doar că avem un Assault Kit, un Full Protection și un High Mobility Kit, adică diferă practic părțile care sunt acoperite de aceste armuri. Le avem aici pe toate. După cum puteți vedea, acesta acoperă tot, Aici la fel, aici în schimb nu avem uh, mâinile, avem doar torac și stomac. Uh, vedeți că ia destul de mult, inclusiv aceasta. Sunt destul de grele, 17 kg, 15 kg, 13 kg. Eu prefer amurile sub 10 kg dacă este posibil, pentru că îmi permite să lutez mult mai mult, fără să ajung în overweight. Sunt toate armuri clas 5, se repară nu foarte bine, dar într-un mod decent, deci ar putea, fi, ar putea fi folosite, dar din cauza ceea ce ne iau ca prestații, ne fac minusuri pe prestații și pentru greutatea pe care o au, eu sincer nu, nu le folosesc. Un tar este o armură la fel pe care o pui pe tine doar dacă nu ai altceva mai bun sau dacă ești în primele zile de joc, dar o să fii obligat de joc pentru unele quest-uri să, să, o folosești. 3M este armura de hârtie, adică chiar dacă este o clasă 2, sunt și alte armuri clasă 2, de, ca de exemplu Paca sau 6B2, alea mai tanchează un 2-3 glanțe slabe de pistol, asta nu tanchează absolut deloc, deci este aproape ca și când nu ai avea nimic pe tine. Singura utilizare a acestei armori cred că este pentru unul dintre questurile inițiale pe care le avem, unde trebuie să dăm trei armuri de genul ăsta dacă nu greșesc, în rest nu sunt utile deloc. Paca, o armură clas 2, cam la fel de utilă cu 6B2, adică în primele zile, în rest nu ai ce să faci cu ea. Zoc 3 la fel, dacă chiar nu ai altceva mai bun de pus pe tine, o armură 3, pui zoc 3 dar nu aș cumpăra-o niciodată. ZUG 6 este o armură clasă 6, până înainte să fie introdusă armura SLEEK și HEX grid era practic cea mai bună armură din joc, fiind împreună cu armura clase 6 pe care v-am arătat-o mai devreme, cea full, care v-am spus că este mult pe agra. Erau singurele două armuri de clase 6, dar bineînțeles aceasta era cea mai bună, deoarece îți lua mult mai puține prestații, doar 9 kg, Deja deci era meta. Problema ei a fost mereu faptul că se repară foarte, foarte prost. Și de, de, dai, de, o grămadă de bani pe o armură de acest gen, o folosești în două raiduri, după care poți să o arunci pentru că dacă trebuie să o repar două ore, a treia nu mai este bun de nimic. De aceea prefer hexgridul și slick care în momentul de față nu este aici. Ok, aici vedem slick, este cam la același nivel cu Hexgridul, level 6, se repară foarte, foarte bine. Uh, acoperă ca și cealaltă doar toraxul, nu acoperă și stomacul uh, și nu îți ia foarte multe prestații, deci o armură foarte, foarte, foarte bună. Și cam acestea au fost armurile, o să trecem repede și peste Armor Rig. O să vedem aici doar armurile Armor Rigurile, nu și rigurile. Avem aici o armură clas 5 Destul de decentă Carmo ca Rig Acoperă doar Toraxul Este clas 5 Nu cere foarte multe prestații Nu este dintre cele mai bune Adică nu are Nu este foarte dură ca să zic așa Iar gloanțele o destul de repede Și scad foarte repede punctele HP-ul De pe ea Dar este una decentă Aici avem pe lângă trooper, probabil cea mai bună armură de clas 4, armor rig, această armură. Este o armură destul de decentă, acoperă și torac și stomac, uh, destul de, de, ok ca armură, se repară și într-un mod decent, două, trei raiduri puteți să le faceți, adică la banii ăștia, destul de ok. Uh, Aici avem o altă armură, clas 4, ceva peste la armura asta, doar că se repară puțin mai greu și e, nu este la fel de ok. Adică dacă e să aleg între astea două, eu aleg pe asta galbenă. Aici avem o armură clas 3, similară cu aceasta, doar că aceasta, pe lângă faptul că este clas 3, este mult, mult mai slabă decât asta. Adică dacă e să alegi între asta și asta... Cu siguranță o alegi pe, pe asta. Așa, M1 și M2 sunt exact la fel. Două armuri clase 4, nu cer foarte mult, cu o greutate decentă. Bă, na, nu sunt cele mai bune armuri, dar sunt decente. A18, armură clas 4, cam pe același nivel cu M1 și M2. Avem aici un CPC, armură clas 5, cu prestații cerute destul de mici, o armură decentă. Dintre armor rigor, cred că este una dintre cele mai decente. Uh, Plus că avem un spațiu destul de mare pe ea, deci chiar e una destul de ok. Avem după aceea toate rigurile. AWS, AVS, AVS-ul ăsta nu e foarte bună, în sensul în care se distruge destul de repede, nu se repară foarte bine, este doar clas 4, singurul avantaj este inventarul care este destul de mare. și cred că mai avem doar TV rigul O să trec prin toate ca să fiu sigur că nu uit niciunul. Da. Mai avem TV rigul alături de acest rig de CPC. Din punctul meu de vedere este cel mai bun armor rig. Clas 4, îl situez chiar lângă CPC, chiar dacă CPC-ul este un clas 5, mie TV Rigo mi se pare foarte, foarte bun, chiar dacă este doar un clas 4, îl folosesc destul de des, are și un inventar destul de mare, deci chiar este ceea ce trebuie dacă căutați să folosiți un armor rig. Bun, cam aceasta a fost tutorialul de astăzi, vă mulțumesc tuturor! Lăsați un like dacă v-a fost de folos acest video, un comment dacă aveți alte întrebări. Have fun, băieți!